Perfect. Filmare? Normal că-i fac filmare. Salutare la toată lumea, Ștefan, aici la proiecte diverse de AY. Avem o struță Camila aici. După cum se vede, albastru, negru, albastru. Că ne-a prins cu... ăsta cu sigiliu jos și doar cu albastru. O să-i facem o struță Camila, că de-aia avem termocontractant. Ăsta fiind pe eu. Și vedem ce dracului iese. Avem și pe DJ aici. Trebuie să punem și două prize. E jale în Shanghai ce aici. Dacă l-am rezolvat pe ăsta verde-galben, vedem ce facem cu albastru și cu negru. Avem pe verde-galben. Așa. Dacă l-am rezolvat și pe fază și pe nul, le-am adus aici. Să vedem ce iasă. Se filmează. După un pic de transpirație, am mai montat ceva. O să fie urât. Aici avem portocaliu și o să plecăm cu negru, dar nu mai contează. Urât, da, asta e. Da, o să ziceți că am înnebunit cu tabloul, e de 3x24 și nu era în plan. O să vină media converter, router, tablou nu e pentru, și pentru media, dar avem ce să-i facem. De-aia le-am înghesuit pe asta sus, e destul de relaxat. Contactorul are vreo 9 mm stânga-dreapta, deci să-i punem busbar-ul, am dat și drumul la tensiune să avem, să fie frumos. Cum ar zice unii. Și varianta cea mai bună este CRM 91 cu HRN 33. Rămâne, să zicem, combinația asta rules. Că nu-mi plac restul, nu-mi dau seama de ce dracului toți producătorii din lume, am dat și mail la Elco, aia care le fac original. Nu interesează pe nimeni. Să mai pună dracului aici o, uite că are și urmă de rotiță. Mai merge o rotiță și în cap ceva circuite integrate în interior, să-i dăm și noi timp. Nu vrea nimeni. Cine face lucrul ăsta o să facă bani. Aveam altă idee tâmpită, că de să mai tâmpit de fel, HRN 100 să meargă și la monofazat. Era blană. Blană. Dar nu vrem astăzi să punem 10 de-astea. Da. Că mai avem varianta de digitop, de ZBR, pupăza zbâr după dugheană, sinotimer, palea să le puneți voi. Dacă îmi cere vreun client, îl pun să semneze pe răspunderea lui. N-am nimic cu ele, posibil să țină, dar prea multe chestii într-o carcasă. Și când nu e contactor și e releu, nu am încredere. E părere personală, puteți să ziceți, să faceți ce vreți. Fiecare își face ce vrea la el în casă. Fiecare electrician răspunde pe ce face. Da, asta e varianta profi. Și dă forță. Deci avem o mare problemă aici. Și sus și jos, protecție la atingere directă 0. Eu așa programasem tablou cu KN00 și KN26, dar n-avem loc, din păcate. Așa o să rămână, nu știu, o să vedem ce facem pe viitor. Să le schimbe eti tot ce înseamnă bară de asta, că nu-mi place chestia asta. Nu o să-i facem strap de aici aici, că mai avem una. O să mergem cu un pin de 2x6 direct în diferențial și băgăm și într-o bară și în alta cu 6. Că nu merge macaroană.
cei mai buni pini pe care i-am găsit și culmea sunt și cei mai ieftini, de la Helu Kabel. Made in Germanica, numai de ăștia am luat. Care vreți, dați-mi pe mail și vă dau pontul. Deci cel mai bun posibil. Deci de reținut 2x6, da? Și alimentăm una, două. Nu faceți macaroane. Gata, am terminat cu nulurile. Toate frumos. În bară. Bara 1, bara 2, care e aceeași pe un singur diferențial. Dar am dublat-o cu 6 ca să nu facem macaroane între ele. Vedem cum dracu aranjăm și fazele, și peurile. Și ce-o mai ieși? O struță cămil. Da, cam atâta s-a putut. Până la ora asta. Mai ales de rusalii de vreme. Vedem ce iese, păi mai avem peurile de legat. Să băgăm panaramele astea pentru net. Prize. Și prize, da. Pentru net. Da, cable management, varză. Hai că a s-a putut, da, a ieșit de, n-ai treabă, să putea de un milion de ori mai bine, da. De. Deci am transpirat mai mult la curent slab decât la... mă bobrește râs. Deci în cutiuța asta, dacă nu sunt 20 de metri de fibră optică, nu mai sunt. Și bineînțeles că n-avem cu ce să o sudăm. Și am făcut o colac în cutia ei de minuni. I-am pus o plăcuță de asta. Să arate cât de cât. Asta n-am ce să-i fac, e prea de scurt. Nu mai mult de să-i fac. Poate să-i fac o buclă. Dar în rest, cam asta e. E jucăria. Un pic de reglaj fin și cam ăla e. Trebuie să mai tragem o priză aici. Vedem ce iasă. Da, cam asta e ce avem aici. L-am pus pe Digi cu curul în sus, nu mai contează. O să ne ocupăm altă dată și de cat 6-le astea, două. Trebuie băgate în router ăsta pe care mi l-a luat clientul. Switch, router, whatever. La mine dacă are mufă RG45, tot aia. Așa. A dat o căruță de bani pe ăsta, să vezi ce star băieții cu curenții slabi pe... 5 ani garanție. Și 5 ani garanție are? Da. E bine. Și am încercat să le aranjăm cât de cât. Vedem. N-avem mufe, n-avem alea, n-avem alea. Bine că am clești. Și a fost la ce magazin? Altex, bă, hai. La Altex. Să n-ai un RG45. Ca să mai vin eu odată, da. Da. Cam asta e. O să trească decupat și aici. Ca să ieșim cu RJ45. Să intrăm în convertor. În media convertor, parcă îi zice, nu? Da. Asta are tot mufetare, uite, RJ45. Da. Cam asta e. Punem capacul sus. Îi le blochez că nu trebuie să meargă decât astea 3. Și la revedere. Gata, le-am și blocat pe astea care n-au prize pe ele. Să fie treaba. Nu umblă decât doi adulți aici, dar nu se știe cum o iau pe arătură. Că așa o să rămână pentru moment. Până termină zugrabul lavabil. Da. Cam atât pe ziua de azi, că ne ajungi.